Ana Maria Prodan a fost în Abu Dhabi la concursul de Formula 1 și a fost mai mult decât privitor. În presă au apărut informații cum că aceasta ar fi pariat pe câștigător 500.000 de euro. Există surse care spun că ar fi pariat pe Hamilton, care a pierdut, dar și surse care spun că a pariat pe câștigătorul Max Verstappen. Campionatul mondial s-a decis chiar în ultimul tur, atunci când Max Verstappen l-a depășit pe Lewis Hamilton și a devenit primul olandez care cucerește titlul suprem. Ana Maria Prodan a fost în tribune alături de Cătălin Botezatu, Eduard Dirimia și alți prieteni. Botezatu a spus urmăritorilor săi că Ana Maria Prodan a pariat jumătate de milion pe Hamilton, e nebună, fraților. Prodan nu s-a lăsat mai prejos și a dat apă la moară lui Botezatu. Mai am puțin și câștig pariul, Hamilton, normal că am emoții. Din filmulețele făcute de aceasta pe Instagram, reiese faptul că Ana Maria Prodan a pierdut pariul, întrucât Max Verstappen, 24 de ani, este noul campion mondial din Formula 1, după finalul incredibil în Marele Premiu al Abu Dhabi. Este ceva incredibil, nu știu ce să spun, a fost o nebunie, îi iubesc pe toți cei din echipă, a fost ceva incredibil, a fost un miracol, am avut noroc pe final. Sergio Perez a condus incredibil astăzi, a fost un coleg nemaipomenit, îmi iubesc echipa, vreau să lucrez alături de ei pentru tot restul vieții. Este o nebunie, obiectivul nostru în acest an a fost să câștigăm titlul mondial, a declarat Max Verstappen după ce a devenit primul olandez care devine campion mondial în Formula 1. La final, Botezatu s-a și filmat cu câștigătorul și Ana Maria Prodan nu a părut foarte tristă, asta deși ar fi pierdut o sumă uriașă de bani. Îți mulțumesc că ai privit până la final. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și nu ești abonat, am să te rog să apeși pe butonul de subscribe pentru a vedea mai multe clipuri de acest fel și să apeși și pe clopoțel pentru a primi notificări despre canal. La revedere!